dragi prieteni și bine ați revenit la un video. Eu sunt Simi și în acest video veți vedea ce se mai întâmplă în viața mea. O să fie un pic așa un vlog mai random pentru că mă plictisesc foarte tare, efectiv nu știu ce să mai fac. A fost răcite două zile, Thursday și Friday, și n-am putut să merg la școală, a trebuit să stau în pat și n-am putut să fac nimic și sunt efectiv așa de plictisită. Vreau să vă arăt cum mi-am făcut eu camera pentru că am vrut să-mi o schimb, adică nu să-mi schimb camera, să-mi schimb chestiile în ea, adică decorațiunile și chestiile, de foarte mult timp, cred că de vreo o lună, două, așa că în sfârșit am putut și vreau să vă arăt. Și vreau să mai dați câteva idei pentru că mai trebuie ceva decorațiuni micuțe să mai pun pe acolo și pe acolo. Așa că, da. Hai să vă arăt. Deci, cea mai tare chestie este aceasta. Stați un pic că mă sună mama. Da, mama! Haideți să vă arăt. Cred că cea mai tare chestie este oglinda asta. Oh my gosh, oh my gosh, ok. Oglinda asta așa. Stați un pic că trebuie să dau flip așa la chestia asta. Ok. Ok. Ah, ok. Deci avem aici așa o oglindă. Și aici are așa ca un fel de close-up, dacă vreau să mă văd de mai aproape. Și asta este ca să șterg oglinda. Nu știu de ce o am acolo. Arată cam urât, dar I guess. Știu că masa mea e un pic cam dezordonată acum, dar este ok. Și mi-am mai schimbat un pic aici. Aici cred că fac eu cele mai multe TikTok-uri și chestii, dar știu că nu vedeți foarte bine pentru că geamul este direct fix acolo, dar e ok. Avem aici planta asta care am mutat-o de acolo, acolo. Cred că se vede mai bine așa că cumva curge. Și am acolo tablouașul ăla aici, semnul ăsta cu Hollywood, pe care l-am luat chiar din LA. Am și un vlog pe canalul meu de YouTube, dacă vreți să-l vedeți. Și mai am pe aici așa ceva. Și acolo mi-am pus niște fairy lights. Eu așa le spun fairy lights pentru că arată ca niște fairies. Dar mie mi se pare un pic cam gol, așa că vreau să pun ceva aici sau în spate, nu știu dacă înțelegeți ce spuneți. Și dacă aveți sugestii, vă rog frumos să-mi scriți în comentarii pentru că chiar am nevoie de ajutor un pic. Dar na. Yeah. Stați un pic că nu mai știu cum să fac cu camera asta. Am o întrebare pentru voi. Voi ce vreți de Crăciun? Pentru că eu deja mi-am făcut lista. Nu știu dacă ați văzut-o când v-am arătat. Wow! Mai înainte. Oh my gosh! Dar este acolo. Asta este lista mea. Deja am pus-o acolo pentru Moș Crăciun să o vadă. Așa că da. Scrieți-mi în comentarii voi ce vreți de Crăciun. O să vă cânt Stay de la Rihanna. Este una dintre piesele mele preferate să le cânt. Îmi place foarte, foarte mult. Oh, încă data. All along it was a fever. Cold sweat, hot-headed believer. I threw my hands in the air and said, show me something. He said, if you dare, come a little closer. Round and around and around and around we go. Oh, now tell me now, tell me now, tell me now, you know. Sper că v-a plăcut! Oh my gosh! Vreau să-mi scrieți în comentarii ce piese vreți să vă mai cânt, pentru că am foarte multe idei de piese să cânt, dar nu știu care vreți voi să le cânt și o să mă ajute așa de mult. Și nu uitați să-mi lăsați în... What was that? Ok. Nu uitați să scrieți în comentarii și ce vloguri vreți să mai fac, pentru că și asta mă ajută extrem de mult.
așa că da. Și dacă ești deja aici, de ce să nu apeși pe butonul ăla de subscribe și de like? Ah, și nu uita să apeși pe clopoțel! Să aveți o zi bună, să știți că vă iubesc foarte, foarte mult și mulțumesc că te-ai uitat la acest videoclip. Pe data viitoare!